Cu ea, Dalida din Las Fierbinți are o veste care va bucura o țară întreagă. Andreea Raicu, simpatica noastră invitată, Ecaterina Ladin, este din nou însărcinată. Am vrut să zic așa de invitata noastră. Da, mult. Da, asta am vrut să zic, că poate se iau unele lucruri. Va avea un băiețel, Andreea. Nu tu, pardon, Ecaterina Ladin, care este acum în exclusivitate alături de noi. Ușurel așa, ce faci? Eu am vrut să zic mă data trecută, săptămâna trecută când ai venit, dar că bine se întâmplă ceva. Nu, nu se întâmplă nimic, nu. Băi, eu am simțit. Păi, te rog frumos să iei un loc. Un pic, că mi-ai zis că ești prea serioasă. Păi mi-era frică să zici ceva. Nu, eu m-am simțit, știi că ți-am zis că ești prea serioasă, simțeam eu ceva și tu ai simțit că eu o să zic ceva. Păi da, m-ai întrebat. Păi stai că glumim, înțeleg eu că glumești, dar mă aștept mai, la mai multe de la tine, așa că... Haide să luăm un loc. Da. Bine ai venit la primul consult medical. Suntem în direct cu al cincilea. Bine ai venit la al șaselea consult medical cu telespectatorii noștri de față. Oameni buni, Ecaterina Ladin, Dalida din Las Fierbinți, va fi din nou mămicuță. Da, slavă Domnului. Bună ziua, perfect, foarte frumos. Și practic tu ai un băiețel de 5 ani. Da. Și iată că pentru băiețel mai vine un frățior. Un frățior. Pentru că ați aflat, o să aveți băiat. Da. În câte luni ești însărcinată? 4 luni. 4 luni. Da. 4 luni? 4 luni, da. 4 luni. Când au aflat cei mai apropiați? Imediat, bine, soțul imediat, prietena imediat, că noi ne așteptam la această sarcină și noi ne doream foarte mult, nu doar unul, și poate și 2 și 3 copii, dar n-au venit când am vrut noi, vine copilul exact când dorește el și poate când noi suntem pregătiți pentru el. Și prietena mea mă simțea bine, în fiecare zi mă suna și mă întreba dacă a ieșit ceva, dacă s-a întâmplat. Și după prima ecografie, după primele analize, au aflat și părinții, au asta și familia. Asta vreau să zic, că părinții n-au aflat imediat când ai rămas însărcinată, nu? Da, bine, ai nu vrut am să nici... treacă puțin timp, da, să fii ca să te asiguri că e tot în regulă, ca să nu le crezi niște emoții gratuite. Și după aia să-i explic ce s-a întâmplat, dacă Doamne ferește, nu merge sarcina sau... și așa că am zis să fie secret deocamdată și bine, și regizorul la Sferbin știa. Asta și Dragoș Buliga. Pentru că trebuia să știe ce rulă, adică ce acțiune, dacă ce scenă. Dacă se mai scrie pentru mine, dacă o să fac o pauză, dacă nu, și l-am anunțat și pe el din prima. Și acum ce să faci? Să faci pauză? Se filmează? Păi pentru primăvară, da. Nu. Dalida, a fost așa, îți dai seama că Dalida trebuie să rămână însărcinată și în serial. Nu, nu se poate, nu. Episoadele nu au legătură între ele, nu putem. De aia nici nu ne căsătorim, Dalida nu se mărită, de aia... Fiindcă episoadele nu au legătură. Da, o mare parte din serial s-a filmat, ceea ce înseamnă că poți să revii în forță pentru sezonul următor. Da. Asta înseamnă că poți să naști când? În martie. În martie și prin iunie, dacă tot e bine, copilul este înțelegător ca Marcu, pot să ies la filmare din nou. Cum a reacționat soțul când a aflat? Foarte fericit. A plâns? Nu știu, că era la telefon, i-am zis că era departe și nu mai aveam răbdare să vină acasă și să-i zic. Important este că Marcu și-a dorit. El s-a rugat la Dumnezeu în fiecare seară să-i aducă un frățior. Nu cred. Da. Și când i-am zis, era cu prietenul lui Iulică, și când i-am zis că o să meargă cu mine la ecografie să vadă bebelușul, a zis, Iulică, este cea mai tare zi din viața mea. O să am un frățior. Și când am fost la doctor, a văzut că e frățior. Bine, el își dorea și fată și băiat. Și am fost la doctor, a aflat că e băiețel, e foarte fericit, încântat, vorbește cu burtica, o pupă, deci... Da. Să vedem ce o să fie când o să vină bebelușul în casă. Și acum l-are pe Marcu care vine, mai pune mâna așa pe burtică, da, vorbește fiecare pe seară, da, da. Cum o să-l cheme? Nu știm încă. Încă? Nu încă nu știm, nu. Toată lumea spunea că e fetiță și noi ne gândeam așa la fetiță, ce nume, poate am găsit ceva, dar nu știm, nu eram sigur, dar cu băiat... O să lucrurile vedem. S-au schimbat? Da, 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 mi-a dat peste cap. Dar fratele tău are 6 copii. Da, fratele meu cel mai mare 6, al doilea 2 și mama mea ar avea al 10-lea nepot, soacra al 4-lea nepot, bine, mama mai are și 2 strănepuțele nepoțele. Deci când trebuie să vă întâlniți de sărbători, dacă ar fi să vă întâlniți tot neamul, ar fi... E foarte frumos. Superb. Foarte frumos. Pofte ai? Dacă văd, am, da. Ce ai acolo pentru mine? Flori. Ah, ce frumos. Mulțumesc. N-am poftă de flori, dar sunt foarte frumoase. Mulțumesc. N-ai poftă de flori, nu? Foarte frumos. Căpșuni. Da. Mulțumesc. Ai poftă? Pot să plec. Deci ai poftă de căpșuni? Da. Să știi că am și frișcă, dacă vrei. Vai de mine. Sunt toate ale mele? Da, și sunt spălate, sunt curățate, dacă vrei, uite, am și frișcă fără probleme. Una iau acum. Te rog, frumos, ești însărcinată, vrei să avem grijă de tine. Mi știi se că permite, ești mi știi se permite. Asta vreau să fie, ești prietena noastră. Și mai am un cadou de data asta, până apare băiatul, să-l duce lui Marcu, ca să aibă cu cine să se joace, să-și facă antrenamentul. Ce frumos!
Așadar, primul Dalida, cadou pentru bebe. Da, așadar, ca Dalida, să fii fericită pentru această veste minunată, pentru că e un lucru extraordinar, pe cuvânt. Da. Și ți-ai dorit foarte tare. Foarte tare, asta. Toată familia. Bine, eu cu soțul meu mi-am dorit copii din prima zi când ne-am văzut. Nu de când ne știm de mult, dar de când am început o relație, ne-am dorit copii din totdeauna. Da, ai avut momente în care ai zis că, băi, nu mai rămân însărcinată, e ceva. Da, dar bineînțeles, eu am doi doctori și cu ajutorul lor am rămas însărcinată, unul la Chișinău și unul aici. Uh-huh. Și am rămas, adică și n-a fost Marco. Ușoară sarcina asta, să rămâi și aici e dilema, părinții care își doresc copii, nu, poate nu le iese sau nu vin copiii când își doresc ei, sau câți își doresc ei. Și undeva sunt părinți care nu-și doresc și... sau îi abandonează. N-au dacă aș avea posibilitatea, aș și înfia sau nu știu, poate încă nu suntem pregătiți sau nu ne-am gândit foarte serios la treaba asta, dar atâția copii sunt fără părinți și te gândești de ce unii pentru că, pot, uite, unii fac eforturi să... își permit, pot să crească, să educe, bineînțeles, cu întrebări, că dacă îi duc bine, dacă nu îi duc bine, dacă am greșit, dacă n-am greșit în anumite situații, dar unii își doresc și alții nu își doresc copii. Să-mi dea mie pe toți. Îi cresc eu. Dar ai făcut naveta Chișinău-București ca da. să poți să rămâi însărcinată. Da, da, da. Și pentru Marco și pentru această sarcină. Și pentru prima sarcină a fost da. La fel? Da, da, da. Uite că, da. Doamne, Doamne, ți-a ascultat așa rugăciunile și gândurile. Și a lui Marco. Și ale lui, pentru că el și-a dorit mult de tot. Da, 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 da. E diferită sarcina asta acum de prima? Da, mi-e foarte rău și... obosesc repede și dimineața nu vreau să mă trezesc și mi-e foarte somn și din asta. Da. Ești mai nervoasă în a doua, cu a doua sarcină? Nu. Cu Marco am fost fiară. Erai? Doamne, te enerva orice? Și aveam senzația că oamenii care sunt, care merg pe stradă în întâmpinarea mea sunt puși special acolo să mă enerveze pe mine. Te scoteau din sărite, a? Doamne, ferește, orice. Orice. Dacă nu mi se făcea pe plac, dacă nu-mi plăcea cum e îmbrăcat, nu-mi plăcea cum miroase, nu-mi plăcea nimic. Te certai și cu soțul în prima sarcină? Eu cu el, el cu mine nu. Era deci, tensiune că... mare, a? Doamne, ferește. Cred că el când a aflat acum că ai rămas însărcinată, primul lucru pe care l-a zis, a zis, foarte bine, Doamne ajută, dar da. Să fii calmă. Nu, eu mă mut, că el are afacere la Costinești așa, și eu mă mut acolo și tu fii însărcinată la casă la tine. Pentru că știi cum ai fost la prima, da, prima da, sarcină. Da, am fost fiară și mi-am dat seama, îmi dădeam seama și atunci, mă enerva mai tare că nu pot să controlez această nervozitate și dădeam seama că am greșit și îmi părea rău, dar după aia mă enervam că trebuie să încerc scuze, că ce el nu mă înțelege că, de fapt, că nu eu mă enervez, e ceva chimic în mine și de-aia mă enervez eu. Da, acum sunt un pic mai calmă, dar tot, mai sare Sandra, cred că așa mi-e și felul. Important e să fie sănătos. Da, și da, da. Și asta e tot ce contează. Important. Da. Practic însărcinată în 4 luni, când mergi la următoarea ecografie? Noiembrie, la jumătatea lui noiembrie. Deci nu o fotografie să-l vedem pe ăsta micu. Și eu vreau să-l văd. Na. Da. Să ai succes, Dalida, da, și mă ajută. Bucur din toată inima pentru tine și pentru soțul tău și pentru copil. Mulțumesc pentru. Și te rog, dacă ai pofte, avem pe Ciuca aici, are și bicicletă. Trece pe la Andreea Raicu, de la Super Ciuca aici. Și bicicletă. Cum e șeful micilor pe la Obor? Îl cunoaște pe șeful pe România. Șeful micilor pe la Obor. Crăciun. Șeful micilor pe Cozonac. Avem rețeaua micilor pe la Obor. Mulțumesc. Da? Și că te rog frumos, hai să o ajungi. Dalida, micilor pe la Obor în perioada complicată cu COVID-ul, cu saetă. Ce trebuie să celor pe la Obor? Care mai și întreba să explic și mulțumesc, că... Ione bună. Da, până în ianuarie. Celor pe la ob... Deci, da, mulțumesc. Și că te lași pe Marco că la grăniță ca să fie o acasă. Da, să și orice. Dacă am vidu cu sarcina greu și un pic sunt mai sunt mai cu minte. Zic. Și copilul la perfect. Până în ianuarie. De tot, ciucă să și apropo, și până în ianuarie nevoie de să se joace. Iulica poate vine și Ciuca. Perfect. Sunt mai mult sunt. Și copilul la. Ia, vezi. Mețel, ia așa ușor, ia ușor, perfect. Bine, mulțumim. E Caterina, cum se zice, Caterina, la. Și copilul la. Într-un ceas bun, vine și Ciuca. Mulțumim mult.